Ana Maria German este concurenta, în scaun cu rotile, care a impresionat pe toată lumea cu vocea și povestea ei de viață. Ana Maria German, în vârstă de 29 de ani, este o tânără din Târgu Mureș, care a venit la concursul de muzică, pentru a încânta publicul cu vocea sa. Totuși, viața fetei nu a fost una deloc ușoară. Din cauza unui accident de mașină, aceasta a rămas în scaun cu rotile. Ana Maria German, moment de excepție la un concurs de talente. Ana Maria German este o tânără ambițioasă din Târgul Mureș, cu care viața nu a fost deloc indulgentă. La vârsta de 21 de ani, fata a avut parte de un accident de mașină, iar de atunci viața ei a luat o întorsătură neașteptată. În 2013, cântăreața de muzică populară a fost implicată într-un accident rutier. Se întorcea de la un concert cu un prieten, moment în care el a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet. De atunci, artista a rămas paralizată. Prima dată când a primit un scaun cu rotile, a fost în momentul în care a împlinit vârsta de 21 de ani. La 29 de ani, ea a decis să vină pe scena emisiunii de talente pentru a-și arăta talentul. Ana Maria German a interpretat cunoscuta piesă a cunoscutei Angelei Similea, Casa Mea. Jurații au fost impresionați de numărul aritmic, iar Loredana a mers pe scenă și a interpretat melodia alături de ea. Cele două au făcut senzație.